instaurarea împărăției cerurilor. Iisus Hristos ne-a vorbit despre împărăția cerurilor, un loc al nerăutății și al vieții depline. Aici este prezența continuă a lui Dumnezeu. Este locul revederii cu cei trecuți la Domnul, al fericirii, în care există tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Pentru că împărăția începe de aici, de pe pământ, Iisus a vindecat sute de oameni, a ridicat din pat pe cei paralizați, a deschis ochii orbilor, a redat mersul șchiopilor. Odată, pe când ieșea dintr-un oraș, Iisus a fost întâmpinat de 10 oameni bolnavi de lepră. Săracii au fost nevoiți să-și părăsească familiile pentru totdeauna și să stea prin pustiu ca să nu infecteze și pe alții. Dar Iisus i-a vindecat. Imediat, toți au fugit la casele lor. Unul singur a rămas să-i mulțumească lui Iisus. Ca acesta să fim și noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot binele primit.